Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Zalău a organizat vineri într-un restaurant din municipiu Revelionul Pensionarilor. A fost o petrecere pe cinste, iar cei peste 250 de vârstnici au petrecut așa cum au știut ei mai bine, cu muzică și bucate alese. După ce instituția a organizat o sesiune de înscriere la eveniment, toate locurile au fost ocupate spre bucuria și mulțumirea organizatorilor. Ioan Ivașcău, președintele CARP Zalău, a fost cel care i-a dat startul petrecerii vineri seara, mulțumind tuturor celor prezenți. Mă bucur să ne reîntâlnim la acest revelion, al doilea în istoria Zalăului și a județului Sălaș pentru pensionari. Le mulțumesc pensionarilor care anul trecut, sub presiune și cu intenții foarte bune, ne-au determinat să începem organizarea unui asemenea eveniment. Înseamnă că, după reușita de anul trecut, astăzi s-au dublat aproape participanții la Revelion. Le urez bun venit, la mulți ani și multă sănătate! Reamintim faptul că anul trecut au participat aproximativ 150 de pensionari la acest eveniment. De această dată, numărul participanților aproape s-a dublat. Astfel, pensionarii zălăuani au avut parte pe parcursul serii de bucate tradiționale, muzică pentru toate gusturile și diferite surprize.